Tracția și-a făcut loc în curtea Palatului Banfi din Cluj-Napoca. Reședința fostului guvernator al Transilvaniei, transformată între timp în muzeu de artă, a devenit pentru o seară scena unui spectacol inedit de stand-up comedy, susținut de vedeta Look TV, Nicu Bendea. Nu știu care-s.
se uită la meciul și vorbește de fotbaliștii și ciudete nu-l ascultă. Și Nica face greșeala vieții și îl corectează, zice, Vincent, așa îl cheamă. Vincent, Manole, nu te ascultă, degeaba vorbești cu ei. Și o lasă, o repriză, o pauză și mă dau repriză să uită la ea. Genică, tu de ce vei la biserică? Sărmâna, bine ați venit! Bravo! Mergeți până în fund! Da. Ce dumneavoastră? Ce să faci? Așa-i, așa-i. Trafic aici e intens și chelnerii sunt extraordinari, nu știi care-i Concita Vârst? Atâta că n-au barbă și rochie, dar arată extraordinar. Cum îl cheamă pe cățelul dumneavoastră? Și pe animal? Și după aia a venit I like the trumpet. I like the trumpet filmat în Salina Turda, mă. Tăți din videoclip erau cu nările păsate. Doi șobolani roz mâncă mentosane la baie. I like the trumpet. Domnă din pat, dar veniți aici că e ieftină berea, să rog. Interzis peste 58. Să aplaudăm public cu plăcere. Zecile de spectatori prezenți au uitat pentru câteva ore că se află în curtea unui muzeu și s-au amuzat pe cinste. E un semafor în Alba Iulia, dar unda verde ține două săptămâni, nu cace. Da, am râs, m-am simțit bine. Eu am venit pentru prima oară să, la stand-up comedy, la el. Ce-ți place? Păi, locația și Nicu Bendea, bineînțeles. Se îmbină stand-up comedy cu muzeul de artă? Face și glume despre cultură, deci ok. Pentru cei care nu și-au făcut încă planurile de concediu pentru această vară, Nicu Bendea are un singur sfat. Râdeți, simțiți-vă bine pentru că o vară aveți. Sau dacă nu, o nașă, dacă verișoare nu sunt. Mai da? Da, vă dau. Am pic altceva, nu mai vreți? Aveți pixul la ABC? Vă rog frumos, merge și vede domnul cu pixul lui din. Da, să vă dea doamna de la vânzări. Bine ați venit. Să știți că aici n-am băgat semafor ca să puteți trece. Flacăra violet. Ce-mi da? Nu, că am probleme. Radule, de unde ai găsit poza asta? Că aveam 71 de chile. Așa să-mi ajute Dumnezeu, cum zice Piersi. Ce să scriu? Ce vreți dumneavoastră? Ce?
La televizor? Da, arătați mai bătrân. De fapt, la televizor sunt Adrian Păunescu. Mai bet-o, bet.